Mircea Cărtărescu, undeva pe coperta a patra, este trecut declarația lui de la lansarea cărții la Târgu de Carte de la București, în care spune: mă mir că o astfel de carte apare abia acum. Atât este de stringentă și de actuală. De fapt, ea apare într-un moment în care problema sexuală, problemele sexuale, în toate formele lor, sunt foarte concrete și vizibile. Avem problema homosexualității și homofobiei și homofiliei extrem de puternice în societate, în general în lume și mai ales în România. Există problema Me Too, a hărțuirii femeilor, problema care a explodat în ultimul an de zile, formidabil, și a făcut foarte fierbinte acest subiect, ba chiar cu exagerările de rigoare, de demonizare a masculului și a primelor gesturi de apropiere sexuală între cele două genuri. Avem problema familiei tradiționale, deci o problemă constituțională, avem problema educației sexuale în școli, nerezolvată, ca și problema religiei în școli, o paranteză, și avem în fine problema plăcuțelor anti-PSD de înjurături populare într-un mediu politic. În toate mediile se manifestă problemele sexuale. Deplâng în carte faptul că nu avem niciun studiu serios despre înjurăturile la români.